Astăzi, începând cu orele 10, în biroul primarului Lucian Micu, a avut loc o nouă întâlnire a factorilor decidenți în problema apei. Prefectul George Lazăr, deputatul Laurențiu Leoreanu, funcționar de la administrația bazinală de apă Siret, în frunte cu noul director, directorul APA Serv Vlad Angheluță. Întâlnirea s-a desfășurat cu ușile închise, după care a urmat din nou o deplasare la captarea de la Pildești, unde factorii decidenți au studiat la fața locului debitul apei după ultimile lucrări de refacere a pragurilor de pe albia râului Moldova. Eu aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au răspuns astăzi invitației. Avea o nouă discuție pentru că domnul prefect, domnul primar al municipiului Roman, reprezentanți de la APA Serv, de la ABA Siret, s-au mai întâlnit. Am dorit să avem o nouă întâlnire astăzi, să vedem ce s-a făcut și ce putem face în continuare pentru a rezolva această problemă de criză cu apă la Roman, pentru că este într-adevăr o problemă. Important este că există disponibilitate din partea tuturor. Am identificat câteva soluții din punct de vedere tehnic, dar și operativ aici în teren. Încă de mâine dimineață se va trece la a ajusta unele lucruri. Sigur că dânsii cunosc foarte bine ceea ce trebuie să facă. Sperăm ca deja într-o săptămână ar trebui să se simtă o îmbunătățire. De asemenea, și cei de la APA Serv vor verifica în continuare partea de rețele tocmai pentru a vedea ceea ce se întâmplă cu debitele care sunt plecate din Moldova către puțuri și din puțuri din aducțiune către populație. Eu am încredere că dincolo de această situație de secetă cronică, pentru că suntem aproape la un minim istoric, în jur de 6 metri cub pe secundă, când o medie anuală ar trebui să fie în jur de 40-50 de metri cub pe secundă, am putea influența astfel încât să asigurăm populației condiții normale de alimentare cu apă. Avem această determinare, a fost o discuție foarte bună, constructivă, s-au găsit unele măsuri de identificare pe termen scurt. Avem și pe termen mediu, deja APA Serv împreună cu ABA Siret au solicitat prezența la Roman a unui specialist hidrogeolog de la Institutul Național, care să vină și să ne propună pentru viitor și soluții alternative. Avem un proiect și pe termen lung, eventual o alimentare de suprafață din lacul de la MHC sau, de ce nu, un reabilitare așa a unui nou rezervor. Deci lucrurile sunt în momentul de față conturate, știm ce avem de făcut pe termen scurt, avem gândirea pentru termen mediu și sigur vom face o analiză și ne vom implica și pe termen scurt, astfel încât să putem identifica soluții și chiar pe perioadă de secetă acută să nu mai aibă populația de suferit. Prefectul județului George Lazăr a declarat că față de ceea ce s-a discutat în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, lucrurile au început să se miște înspre rezolvarea crizei apei la Roman și ca urmare a promisiunilor obținute de la cel mai înalt nivel, acela al Ministrului Apelor și Mediului, de unde se va obține sprijinul financiar pentru investiția de la captarea Pildești. Față de hotărârea dată în Comitetul Județean de Situații de Urgență, lucrurile sunt în mișcare. Cei de la Sistemul de Gospodărire a Apelor NAMS au început lucrările de colmatare și au început lucrările specifice. Le vor continua și le vor închide, sper, mâine sau poimâine, în totalitate, pentru a ajuta zona de a dirija zona de apă spre zona de captare a puțurilor. Rămâne la fel cum am stabilit în CGSU, ca compania județeană APA Serv și respectiv APA Siret să facă în continuare, în termenele prevăzute, lucrările specifice pentru a gestiona problema. Îi mulțumesc domnului deputat pentru că și el a vorbit de telefonul lui, inclusiv și astăzi dimineața, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, la domnul ministru, la secretarul de stat de acolo, avem tot sprijinul și toată deschiderea pentru că și surse de finanțare și finanțare direct la cel mai înalt nivel pentru a gestiona în favoarea cămașcanilor problema apei. Începând din 23 ianuarie, administrația bazinală de apă Siret are un nou director în persoana lui Răzvan Găină, fost director al companiei de apă Bacău.
ABA Siret, este un nou director, îi mulțumim pentru că va fi alături de noi și va conlucra. L-am întâlnit și am purtat deja discuții, este prezent mereu la, va fi prezent mereu la solicitarea noastră. Deci eu zic că în momentul de față începem să avem o din ce în ce mai mare deschidere și putem identifica soluții împreună.